Centrul de zi pentru copii de la Crețeni a fost finanțat pe fonduri europene încă din anul 2014. Acesta încă funcționează și astăzi, iar primarul Ion Sprleanu mărturisește că centrul de zi pentru copii este tot mai eficient în situația în care adăpostește 15 copii. După orele de curs, aceștia au asigurat o masă caldă, dar și pregătirea temelor pentru școală. Copiii sunt aduși dimineața cu autobuzul școlar, dar și întorși spre casele lor. Centrul de zi pentru copii, care ființează din 2014, are ca scop ca îngrijirea unor copii, de fapt, nu îngrijirea, ci faptul că după orele de program ei vin și servesc cu masă caldă la noi și urmează să fie meditați de un educator plătit din banii noștri, banii primăriei. Sunt în jur de zile 15 persoane care, printr-o analiză socială, li se tocmește o anchetă și ele fac parte din familii care au probleme sociale. Ba sunt familii monoparentale, ba au probleme financiare, ba au probleme de abandon școlar și noi, ca să-i atragem, îi aducem la acest centru de zi pentru copii, cu în fiecare zi îi aducem cu microbuzul și îi ducem cu microbuzul acasă la fiecare gospodărie. Centru de bătrâni, tot așa, între 12-15 persoane. Ele sunt unele care au nevoie aproape lunar de această îngrijire, mă refer la bătrâni, pentru că cei care vin la școală, automat vin la școală și de acolo, de la școală, trec la centru de zi. Servesc o masă, mai se meditează, nu avem o grădiniță cu program prelungit, să se înțeleagă copiii după aia, se vede masa, se odihnesc și nu, ei se meditează în același timp de un educator. De asemenea, în comună mai este și un centru multifuncțional pentru vârstnici care are ca scop îngrijirea celor cu probleme sociale.